Mira, Bueno, acá sí, duermo eso es tu yo. cuarto, Sí. eso es tu No, cuarto. no, 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 no. No, eso Este es es tu. mío. No, no, vale. Este es el Pero mío. no decidiste, dijiste antes. No, 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 no. No, no, no. Entonces tú tienes que ir allá y dormir allá. No. No, no aquí. Este es el mío y vos allá. Y Los también. amigos comparten, si no, no sos mi amigo. Pero no soy tu amigo. Sí sos. Me dijiste que soy, ¿cómo se llama? Egoísta. Bă, ca să vedeți ceva super tare. Deci, Valeria nu numai că a cumpărat o sticlă de vin, a luat două sticle de vin. Estoy diciendo que no compraste una botella de vino, que compraste dos por el viaje. Pero tomamos uno en el bus y el otro allá, ¿sí? Dale. Ok. Y mira, es que también me dio una indirecta que le gusta mucho su, mi, ¿cómo se llama Es eso? que me queda mejor a mí. ¿Te queda mejor a ti? Sí. La frente, plegan que tiene chile astăzi. Eso es, ¿no? Creo. ¿Cómo te das cuenta cuál es cuál? Porque es más grande la botella. Eso es, sí. Ok. Es un blend. Okay. Deci, da, dragi prieteni, astăzi plecăm în Chile. Asta este bagajul Valeriei, dar nu vă speriați. Este atât de mare și atât de nașa, pentru că eu i-am spus să aducă unul de care vrea să scape. Pentru că pe ăsta o să-l aruncăm și o să mergem să cumpărăm un rucsac din Chile. Am căutat la Decathlon. Luăm de aici, din Argentina, doar că aici, în Argentina, nu există Decathlon. Așadar, trebuie să mergem la Decathlonul din Chile, cumpărăm acolo și pe ăsta îl aruncăm, așa cum am făcut cu rucsacul lui domnul Vlăduț acum 50.000 de ani. Mergem cu basul, trecem granița frumos terestru, facem undeva 7 ori, 7 ori și jumătate. Mase. 4-5. No, no, aquí, aquí, aquí. Sí. ¿Dónde quieres estar? Tengo un dicho. Cada aventura empieza con una aventura. Es que, frate, eram cât pice să nu lase ăștia să intrăm, pentru că eu nu știam că are nevoie de vaccin pentru a intra în Chile. Și chestia este că ea are vaccin. Cuántas vacunas tienes? Tres. Tres. Dar faza e că nu le avea downloadate, pentru că eu nu m-am gândit că e nevoie, că pana mea în online nu scrie. Și sărăcuța, e cum o loc? Ce este asta? Fuiste? A una aseguradora. Y te sacaron el papelito así, no sé. En un segundo. Pero te tenía como ansiedad. Ay, sí, obvio. ¿Tá? Porque yo creí que tenía todo, con la aplicación Mi Argentina no funcionaba. Eso es para hacer mala publicidad. Dame un chico así. A încercat să intre pe aplicația, frate, și nu i-am mers. Dar e bine că acum stăm în bus, totul e bine. Combinația tâmpită care e, că au întrebat pe ăsta și mi-a zis omul că, domne, nu se cere vaccinul dacă mergi cu mașina personală, că nu e pericol, dacă mergi în bus, da, pentru că sunt mulți oameni. Acum combinația este că dacă intri pe site sau ceva la Ministerul de Negocii Exteriore sau cum se numește, de la Chile spune clar că nu se cere vaccinul. Dar ăștia zic că îl cer. În fine, nu contează. Eram, deci la 12:59 a venit Vale cu vaccinul. Și busul pleacă la ora 1. Deci era cât pe ce să-l pierdem, deja mă gândeam cum facem. Bine, puneam să-l schimbăm pentru mâine, dar avem deja cazarea luată, era se complica totul foarte mult. Trebuia să stăm pe aici vreo 7 ore, așa plecăm acum în gentisare, ne bucurăm și noi de Chile pentru astea 3-4 zile pe care le aveam. Chaqueta verde, que dice sac. Dice esto yo lo consumí al Real Bus y yo le entrego la cáscara y todo. ¿Por qué? Porque la cáscara no puede ingresar en el grupo, en el bus, hacia Chile. Okay. ¿Algún fruto seco? No. Mani, a fost super funny. Acum, că a venit domnul ăsta, frate, și ne-a povestit despre regulile pe care trebuie să le respectăm acum când intrăm în Chile. Și, în fine, n-am mai putut chestia asta până acum să ne zic o dragă dumneavoastră dacă avem la noi ceva substanțe ilicite, marihuana sau alte nebunii, chestii de genul ăsta. Și Valeria a început să caute să vadă dacă are ceva prin rucsac și n-a găsit până la unul. Că ne-a zis că, domnule, dacă intri, că n-au te permis marihuana, permis marihuana în Chile, doar că nu e permis să transporti, că nu e voie să intri din altă țară, nici poți intra în chestiune fiindă pe de genul ăsta. Și acum ne-au dat și niște foi pe care trebuie să le completăm noi, ca români, avem nevoie de viză pentru cele 90 de zile, viza on arrival și aia e easy peasy. Valeria a plecat de acasă, frate, și își face matele aici. Ți le-ai pus pe rutienes, el lago es caliente o nu? Sí.
amargo, pero tiene yuyos, tiene poleo, menta. Ah, es una mezcla. Tiene otras, como, ¿cómo explicar? Como hierbas. Hierbas, ok. Que son ricas. ¿Y no puedes vivir sin el mate? Sí, sí, se puede. Vivir, bueno, tú puedes vivir sin el mate o sin café. Este exact bus din la care am venit eu când am plecat din Bariloche către către Mendoza. Am plătit 30.000 de peso și înseamnă cât? Vreo 70 de dolari pentru două persoane, 8 ore. Foarte ok. Sunt scaunele extrem de comode și, câte vedeți, nici măcar nu este plin ăsta. Foarte bine, uite aici avea oficina de stoc, că e la căldurică. Como un, cum se cheamă eso? Un hornighero, ese animal que busca comida, nu? S-a făcut foame, săraci, fete, și n-am mâncat nimic astăzi. Și caută să vadă dacă niște alune rămase de la râul din Argentina. Catalin, me tenem foarte de hambre. Nu comes nada, comes aire. Aducere liberă, o țin moarte de foame. So, es mi culpa que no comiste, no? Sí. Numai faza este că i-aș lua de mâncare, doar că a fost repede să caut ăla de vaccin, certificatul și așa mai departe. Și pe când s-a întors, n-am avut de ales. Pues, tu escogiste între el sandwich, el café. Escogiste el café, baby. Vos podrías haber ayudado un poquito a colaborar. Es que en ese viaje ahorita. Muy individualista. Mira, lo encontré. Vamos, aerolíneas, aerolíneas. Como dijiste, individualista y egoísta. Dijiste algo porque también tenía como unas caramelitas. Las comí todas. Avem niște caramele, fata, și le-am mâncat pe toate și le-am mâncat acum aici, că era, sunt era para compartir. Claramente no entendés el significado de la. Și că nu știu ce înseamnă să parți, frate. Cuanto la temerie să mor. Exact acum am ajuns la graniță, n-am înțeles exact cum să coborăm. Noi faza este că ne venim foarte mare. A, deci trebuie să coborăm cu tot. Ok. Am ieșit acum de la Migraciones și evident că întotdeauna m-au întrebat de unde vin, din Argentina, cât stau în Chile, ce fac, cu ce mă ocup. S-a uitat la pașaport, a văzut viză de Irak, viză de Vietnam, viză de Nigeria, ce lucrez, i-am zis ce lucrez și m-a lăsat în pace, nu m-a întrebat nimic. Nu, ce lucrez, i-am zis că fac YouTube, nu știu ce, și face ce, că adăm canalul de YouTube, am dat canalul de YouTube la început și că ok, te voi azi ghiros, o să-ți dau follow și am zis, ok, mulțumesc cu metre. Și am trecut asta cu asta. Valen, a ti te preguntaron algo? Nada. A vos nada, y a mí 4.000 preguntas. Solo te digo, no te pregunté tampoco cuánto te vas a quedar. No, nada. Ah. Solo revisó mi pasaporte. Y ya. ¿Es allá? ¿Pero por qué? ¿Pero dijiste? ¿Pero por qué? Porque es, el vino es mi responsabilidad. Porque vos lo tenías que tener. ¿Pero dónde es?
Mamă, și uitați cât de șmecher este view-ul ăsta, frate. De aici, de pe drum. Uitați-vă cum arată boșilor. Sunt niște serpentine din astea foarte mișto. Gândiți-vă că la mine este a doua oară când fac drumul ăsta. M-ai făcut odată exact în decembrie 2018, când mergeam să mă întâlnesc cu... Bine, probabil că este fosta. Da. Ziceam așa ca importanță majoră și ca timp petrecut împreună. Uitați cât de ca lumea poate să fie drumul ăsta. Și aici am trecut, cred, de vârful la Aconcagua, care este al treilea cel mai înalt vârf din America Latină. Dacă nu mă înșel, primul este Chimborazo sau Chimborazo, ceva de genul ăsta. Nu mai țin minte exact unde se află. Stați că eu pot să mă mut unde vreau, pentru că nu mai sunt oameni, frate. Doar noi suntem, nu sunt mai de aici. S-au dus sus, s-au plecat, ce dracu. S-au dus la baie împreună, frate, ce fac? Bă, dar chiar nu sunt oameni de aici. Unde au fugit? A, uitați acum, se vede mișto. Ia uite, frate, ce aici. Super marfă. Suntem acolo, mă, la... Cum e, ce? Pe Transfăgărășan? Suntem pe Transalpina? Ha-ha. Bă, eu tocmai m-am dat seama de o chestie. Valeria e din sudul Argentinei. Și atunci aș vrea să-i zic regina din sud, nu? Asta o zicem că doresc de sud, entonces, cum diria eu, eu te pot geamă reina din sud, nu? Gata, frate, și-ai zic reina din sud, ești nebun, am găsit super nickname. O chestie plăcută, dar șocantă, e asta de faptul că merge internetul, frate. Deci am internet, am Claro din Argentina, care merge și în ce dacă vine să credeți așa ceva. Și eu n-am din la pe roaming sau ceva, pur și simplu am o cartelă cumpărată și mi-aduc aminte clar că în 2018, când am fost în Chile, trebuie să-mi iau SIM de aici. E foarte bine că trebuie să-mi iau SIM, pentru că nu stăm doar 3 zile în acasă să mă duc să stau să cumpăr SIM, așa l-am pus, dar mai îmi bag niște giga și aia e foarte, foarte tare. Bravo! Good job, Argentina, aici. Ahí, sí. Guarde la cámara. Deci n-am înțeles unde ne-ai stat coborul, să fim deloc. Ca întotdeauna, frate, super dubios la astea, la bus station. Mamă, deci ce e aici? Câtă... Niște oameni care stau pe stradă, dorm, haos, foarte, foarte dubioasă zona asta. Uitați-mi cum am fost o singură dată când l-am luat pe... Când a venit Crypto Travel, domnul Vali, când a venit din, din Rio atunci. A fost singură dată când am mai venit, a fost aici la bus station-ul din, din Santiago. Hai că am făcut o prostie, am lăsat Uber-ul pe cash, frate. Și pentru că l-am lăsat pe cash, ca în Argentina, n-aveam bani. Trebuie să mă duc să scot bani la primul bancomat, vai mama lui, pe care l-am găsit, care mi-a luat și o grămadă de comision. A, nu mai contează, bine, o grămadă, vreo 5 dolari. Nu mai contează. Muchas, muchas gracias por todo. Gracias. Eso normalmente sabes cuando lo hacen cuando matas a alguien. Claro. Para no dejar sangre y todo eso, ¿no? Sí. Da frate. Es perfecto, el crimen perfecto. Crimen perfecto, sí. Déjame ver qué número. 1602, creo.
04 03. Supongo que 05. Está já? Ok. Ok. Temos que tocar a porta já. Depois código 6574 numeral. Já. Que medo? Que bien. Ah. Que bien, claro. No, que bien que no me pide llave. Eso es que... Sí. Ya se vede, frate, ce avem în apartamentul ăsta. Baia. Ah, aici este dormitorul. Ah, îmi place patul, frate. E mare tot patul, îmi place. Aici... Wow, două băi. Mira că e raro. Ah, no, no es raro. Ah, no es raro, es que tenemos con dos habitaciones. Ah, qué bien. Mira. Bueno, acá duermo sí, yo. Eso es tu cuarto. Es, sí. Eso es tu cuarto. No, 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 no. No, no, eso es tu mío. No, no, vale. Este es el mío. Pero no decidiste, dijiste no, antes. No, 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 no. No, 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 entonces tú tienes que ir allá y dormir no. Allá. No, no aquí. Este es el mío y vos allá. Y también. Los amigos comparten, si no, no sos mi amigo. Pero no soy tu amigo. Me dijiste que soy, ¿cómo se llama? Egoísta. Dijiste todo de mí, ¿no? Es que interesante que tenemos dos baños. Mira, este es mío. Yo duermo allá en eso de mujeres. Mira que eso es como así. ¡Ah! Wow. ¡Es machirulo! ¿Qué? Los colores son de todos. Come on, eso es cuarto así. ¡Bă! Frate, manchi, sunteți nebun la cap. Și aici stați să vă arăt și living-ul. Și ăsta e un living așa micuț de tot. Insomma, să vezi că mi-o pare să-mi este apartament. Este apartament de beria estar unul por un cuarto, nu dos. Deci chiquitito por dos. Por dos, nu. Por uno, pues está bien. Pero así... Ia vamos a ver, tenemos balcón o algo así? Ia mă, să vedem. Por lo menos vista ceva. Ah, ok. Ah, qué lindo. Ah, que no. No es tan feo. No. Ah, ok, ok, ok. Para abrir eso. Oh, sí. La vista es linda. ¿Qué, quiere ver tele? No, YouTube. Ah, ok. Da, mă, e mișto. Pe apartamentul ăsta dăm undeva la 45 de euro pe seară, ceva de genul ăsta. Și ne obișnuim cu prețurile astea ieftine de Chile. Pentru că, pe urmă, ajungem în, cum îi zice, în Madrid, unde lucrurile se complică. Eu acostumbrado con los precios de Argentina. Aquí el taxi, ¿sabes cuánto fue? 10 dólares. El taxi, eso significa cuánto? 4.000. El mismo viaje, creo que en la Argentina... Podría ser, no sé, como la mitad. Y le estaba dando plata. Sí. Da, măi, am dat-o la ea, am dat-o la 20.000 de aia, că n-am fost atent la baguta pe care m-au dat-o. Și în fine, când mergem să mâncăm ceva și cel mai sigur ne vedem mâine. Mergem pe aici la niște restaurante, facem niște chestii, o să ieșim pe seară la un rooftop, bar, ceva. Avem multe, multe activități. Salut. Cheers. Unde au dat băieții este de aici pisco sau legine, bun la cap, din partea casei, cortezia. Uite-ți frumos aici. A venit tăticul lor, bosul ceviche. Publica me hizo de desayuno con sardinas en Nueva York. Qué rico. Ah, sí, muchas gracias. Băi, acum este a doua zi
Deci da, aseara a fost foarte interesant, pentru că pe străzile astea pe aici pe unde suntem, frate, a fost super dubios. Deci o grămadă de lume care ne-a zis, băi, ai grijă cu telefonul, și nu am scos camera, ce ați văzut că am filmat acolo, am filmat că n-am fost să mâncăm. Băi, și la întoarcere cât era? 10:30, și a sărit lumea pe noi, aveți grijă, nu filmați, erau pe aici homeless, haos total. Vă dați seama că acum, pentru că sunt cu ea, nu... Știți că în momentul în care călătoresc cu cineva, mai ales dacă e femeie, sunt ceva mai atent, pentru că vă dați seama, riscul sunt mult mai mare, nu mai sunt eu singur să filmez pe stradă, să-mi fac nebunile mele și nici nu se ia nimeni de tine dacă e singur. Dacă ești cu o fată, lucrurile sunt ceva mai complicate. Haideți să vă rog un set de la balcon pe zi. Uite, undeva în zona aia am fost noi să mâncăm și mamă, deci știți ce e pe aici pe jos? Bă, deci nu vă dați seama cât haos poate să fie. Foarte, foarte mulți homeless, oameni dubioși, au venit vreo doi la noi să ne ceară țigări. Și le-am spus că n-avem, după că ne-au întrebat de unde suntem. Dar știți cum e, în stilul ăla nu se iau de tine, dar nici sunt cumva overly friendly. Și mie, de obicei, când mă întâlnesc cu oameni de genul ăsta, sunt extrem, extrem de atent. În altă ordine de idei, mâine vrem să plecăm să facem un tur al orașului, vrem să ieșim pe seară, să mergem să bem ceva, niște rooftop baruri de aici care teoretic ar trebui să fie interesante. Și aici la final voiam să vă spun că găsiți Instagram-ul Valeriei, l-am pus pe video și dacă vreți să dați acolo un follow ar fi super drăguț, vreau să o duc rapid la 10.000 de urmăritori, de followers și pe Instagram. Eu vă mulțumesc foarte mult că vă uitați la mine, nu uitați de turul prin Vietnam pe care îl fac cu Japonia, suntem full, deci... Pentru Japonia nu mai accept înscrieri, dar pentru Vietnam în 2023 decembrie puteți să-mi trimiteți mail backpackyourlife@yahoo.com și sunt șanse foarte mari să fac și tur pe Argentina undeva în luna februarie. Și turul pe Argentina vreau să-l fac împreună cu Valeria, pentru că ea cunoaște foarte bine țara și am vorbit despre treaba asta, vrea să mă ajute. Sunt chestii pe care vrem să le facem împreună și sper să fie ok. Poate că deja vă dați seama că eu sunt super îndrăgostit, așa cum nu știu dacă m-ați mai văzut sau poate m-ați mai văzut, dar acum foarte mult timp. Și da, sper ca totul să fie bine, să nu dau în bară și să fie ok. Mă ajută foarte mult comentariile voastre. Nu v-am mai zis de mult să băgați și voi câte un like. Cred că de vreo 4 ani de zile ați mă auzit de la mine chestia asta. Dar da, ajută comentarii și toate nebuniile. Dăm un refresh așa canalului. Noi de aici mai avem cât, cred că o să mai iasă un vlog. După care, frumos Madrid. Mai departe Anglia, sunt o grămadă de chestii interesante care vin pe canal, locuri pe care nu le-am mai vizitat până acum, sau o să merg și pe la sora mea, se anunță o lună interesantă, luna mai, cu siguranță că va fi o lună extrem, extrem de interesantă. Încă o dată vă mulțumesc din suflet că vă uitați la mine, sunt mega emoționat să fiu cu Valeria și să pot să călătoresc, pentru mine e ceva excepțional și sunt fericit și grateful că pot să împărtășesc toată experiența și toată aventura cu voi aici. Love you so much! Pa, and see you in the next one, pa aici, prin Santiago de Chile. Vale, voy a hacer una cosa. Sí. En cada video voy a decir que you are the most beautiful. ¿Qué cosa? Ah, de volcar la yerba, no. Sí. Señor meticuloso. ¿Quién? ¿Yo meticuloso? Sí. Pretrabofata m-a lăsat să plătesc o parte în pesos și restul dau în dolari, doar că o să-mi ceară la cursul oficial. Nu-i nimic, o să pierd niște bani acolo, dar nu contează, măcar nu mă fac de râs că n-am bani. Creo que eres la primera persona que conozco en mi vida que cuando le dicen tienes que escoger agua con gas o sin gas, tú dices con gas. Sí. ¿Te gusta mucho agua con gas? Sí. También. Me encanta. Y me gusta la tónica. Ah, ¿te gusta agua tónica? Sí, ok. Acum vamos en sala principal aici. Unde i-am zis lui Vale să pună că vreau să-i fac poză aici. Una foto? Ok, si. Sí. 10.000 pesos. Ja? Ma! Ma, que me... Exactamente cuando quería empezar a hablar. Oh my god, cuánto que me asustaste. Da, azi mergem la o bodegă de asta super șmecheră. No, no, no. Ai, s-a abierto, que bună, que bună. Da, mergem la o bodegă, cea mai, cele mai de lux bodegi care se găsesc aici în,
în Mendoza. Ia, așa. Sa, como que hiciste ayer? ¿Qué cosa? Ah, de volcar la yerba, no. Sí. Señor meticuloso. ¿Quién? ¿Yo meticuloso? Sí. ¿Por qué meticuloso? Sí, porque sos pesado. ¿Has auzit, bă, de ce a vărsat asta și zice că e vina mea? Mă digo que tú hiciste eso y dices que es mi culpa. Sí. ¿Es mi culpa? Sí. Ok. Todo. Una reserva. Catalin. Evident că am întârziat vreo 20 de minute pentru că am plecat târziu de acasă și noi am comandat un meniu din ăsta cu 6 tipuri de mâncare cu virgoate nebunile. Și de-abia acum am ajuns, am încercat să sunăm, dar nu am răspuns. Vale, voi să una cosa. Sí. În cada video voi adesir que you are the most beautiful, la mai linda, ok? Unde am zis? Am zis-o, nu trebuie să mai zic, am zis-o odată. Eu voi aseres în totul video, din cada video. Deci asta, gândiți-vă, este printre cele mai șmechere bodegi la care a pus... A, apoi... Okay. Wow! Vedeți așa? Cu alte o, ai... Mira, allá hay otra. No, no, no. Mejor aquí. Sí, ¿no? Ajá. Qué hermoso. No. Mamă, deci cât de frumoasă e fata asta, știți cum sunt? O să vezi toate vlogurile. Așa. Deci acum suntem la bodega Salentein. Salentein, da. Salentein, printre cele mai șmechere bodești de aici, nu este cea mai șmecheră. Am vrut să mergem la cea mai șmecheră, problema este că am întârziat-o foarte mult cu rezervarea și n-am mai prins loc și în fine am să venim la a doua cea mai șmecheră, iar asta arată absolut demențial și am cumpărat pentru amândoi, am rezervat meniu cu 6 tipuri de mâncare și cu vin care se asortează, potrivește cu mâncarea, deci ar trebui să fie o experiență cel puțin interesantă. Gândiți-vă că asta este cea mai luxury experiență pe care poți să o ai aici în Argentina, legată de vinuri. Vedeți că nu este foarte multă lume, pentru că, repet, locul este exclusivist, prețurile sunt destul de mari, o să vă spun la sfârșit cât a costat pentru amândoi. Nu scump, adică mie nu mi se pare scump pentru experiența în sine și încă n-am început în modul care o să începem, adică la final o să pot să vă zic, bă, a meritat sau nu. Corresponde un menu de 6 pasos, sí? Comenzamos con un aperitivo, el cual es un hojaldre. Luego tenemos dos entradas, tomate y trucha. Y continuamos con un principal, que son panes artesanales y un ojo de bife, ¿sí? El ojo de bife tiene una cocción de sous-vide, por lo cual no tiene punto determinado la carne, ¿sí? Puede salir media rosadita, un poquito más rojo, dependiendo el tiempo de la carne, ¿sí? Tiene una cocción... Creo que eres la primera persona que conozco en mi vida que cuando le dicen tienes que escoger agua con gas o sin gas, tú dices con gas. Sí. ¿Te gusta mucho agua con gas? Sí. También. Me encanta. Y me gusta la tónica. Ah, ¿te gusta agua tónica? Sí, ok. ¿Qué dijo el chico? Que tenemos cuánto? Seis pasos, sí. Primero es un hojaldre. Ay, no entiendo qué son todas esas cosas. Y cada paso viene con su vino. Sí. Ok. ¿Por qué? ¿Cómo te gusta la carne? ¿Te gusta que se vea la sangre? Pues a veces depende. Ay, a mí no. ¿Cómo te gusta que es como bien? Que, no, tampoco una suela. O sea, que esté así. Ah, ok. ¿Se entiende o no? Sí. Okay. La quiero seca. No. Okay. Ya me aviso. Bien. Para comenzar la experiencia, vamos con un nominal Chardonnay del 2022.
Con la línea Numina comenzamos todo lo que es alta gama porque solo usamos Robles Francés. ¿Ok? Quiero sacarle una fotito para después ver cuál me gusta más. ¿Cuál te gusta más, tinto o así? Es que depende, ponele ahora, temprano, así, tranqui, este prefiero. Mejor, mejor este así. Sí, es delicioso. ¿Y quién va a tomar, quién va a manejar? No, no publica. ¿Sí vamos a acompañar los dos primeros platitos? Bueno. Bueno, entonces, amigo, con todos los florales y después. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Salud? Gracias. Gracias. Bueno, ahora sí, salud. Con un aperitivo, es un pan de hojaldre acompañado con una manteca perfumada con jarilla, ¿sí? La jarilla está representada en el plato. Mamá, conmigo no se hace este chato, se echa a mocar este mes. ¿Cómo se da eso? ¿En Zabagas? ¿En qué? En Rumania. Sí. Lejos, bien lejos, sí, sí. Eso es solamente un pan y eso es una manteca. Butter, mantequilla, ¿no? Y eso es una hoja de... Me olvidé. Ah, eso es que huele así. Como que es de acá. Ahí le preguntamos a Fernando. Ok. Es como... Está representado... Ay, mira el aroma que tiene. Oh, sí. De fapt, miro así los veces. También miro así. Experiențele astea sunt mult prea luxury pentru mine, știți că eu nu sunt obișnuit, ia, a ver. It's ok. Ia, a ver. Aceasta este o bucată de... Este o pâine, basically, cu niște butter. Lor de chire! Sí, es una planta prácticamente muy natural acá en Mendoza y es una planta muy aromática, así que se usa mucho en cocina. Jarilla. 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 Mamă, știți cum e asta? Ți se topește în gură, boss. Nu știu cum e? Incredibil de bună. Masa endulzată cu melon, una impresión de semillas sobre la trucha y por arriba tenemos un pico de gallos con cebolla, que el pico de gallo es una variedad de tomate con ají. ¿Qué es? Trucha. Calabaza. Calabaza es el zapallo, el anco. Zapallo anco. No sé qué es eso. Y lo busco. Okay. Trucha macerada en salsa fermentada con... Trucha y peste. Trucha es un pescado, ¿no? Sí, es un pescado del lago. Sí. Ajá, tiene okay. Mucha grasa. ¿En los Ushuaia no comiste trucha? Creo que sí, pero no recuerdo el nombre. Creo que sí. Vamos a maridarlo con lo que es un Pinot Noir del 2021, línea Numina. Sí, tenemos 10 meses en barrica Roble Francés y acompañamos con un vino bastante aromático lo que es la textura del jardín. Gracias. Mă, deci asta este dovleac, un fel de cremă de dovleac și asta este pește cu niște semințe, nu știu de ce, și ne-l-a adus cu vin roșu, of course. Cheers. Ah, sí. Esto es un Pinot Noir. Pinot Noir. Esto me gusta. El Pinot. ¿Te gusta más eso? No, no sé si más. Voy a probar. Vamos a ver. ¿Es ok? Rico. Rico, sí. Ya se vende más, ¿no? ¿Cómo ha ido? Es que va bien con esto. Asta e faza, că aici când iei cu asta de 6 pasuri, te aduce vin care se potrivește cu fiecare fel pe care îl iei tu. Bine, vă leați-mă, o să vină vreo 6 pahare de vin. Praf, ca pasul următor ne-a dus băiatul niște pâine făcută aici. Ce significa? Elaborado es hecho aquí. Ok, ok. La focaccia y el baguette. Ah, ese es focaccia.
¿Esa? Sí. Ah, ok, 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 focaccia. Qué cool. Hay que pintarla un poquito nomás. El servilleta. Así es. Se ha ido el color. Pero es como un sombreado. ¿Lo lió ahí? Sí. Porque este ya me lo iba a hacer acá. Ce cât de bună poate să fie pâinea asta, frate? Super bună, îi vine cu, cred că e măsne sau nu știu ce, cu uleiul ăsta, frate, e genial. Les ojo de bife cocido en chimichurri de hierbas silvestres, crema de coliflor, qué rico. Ojo de bife, eso es carne, res, ¿no? Sí. Okay. Y puerros asados. A continuar con un gran corte del 2020, ¿sí? En este caso tenemos 5 varietales de uva en un solo. Empezamos con un Malbec con un 60-65% y luego sería Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot y Petit Verdot. ¿Eh? Otra botellita, pensé que tenía poquito. Gracias. Deci am rămas aici cu 3 pahare, frate. Absolut excepțional vinul, știți cum? Și carnea și tot. Acum mai trebuie să mai vină poste, adică desertul. Și pun un cici de cafea și la ora 4 vezi că ne fac și un tur al bodegii. Să vedem dacă mai stăm în stare până la ora. Am venit și ultimul fel, cred. Adică desertul, care n-am înțeles ce. Dă-i o cremă din asta, frate, habar n-am mai să vedem. Mira, mira, ¿qué es eso? Podemos robar. Mira, soy romano, es normal. No. Robar, yo sé cómo hacer, no te preocupes. Sí, yo también. Y soy argentina. Qué bien. Bueno, que vino. Una presentación. Uitați și voi câte pahare de vin, 2, 4, 6, 8, 8 pahare de vin, alea de cu apă. Deci, frate, ce a fost aici? Timpul bunului gust. Acum problema este că eu trebuie să văd cum să plătesc, pentru că, din păcate, nu mai am bani pe contul de asta de Argentina, am doar euro la mine, am niște cash, am banii pe cum am mașină bătați în bapul ăla. Și trebuie să văd exact cum o să plătesc aici. Se întreabă ăștia, pot să vă plătesc o parte în cash, o parte de pe cont și o parte în euro? Pentru că am uitat să scot bani, să schimb, pentru că noi mâine plecăm în Chile și lucrurile se complică puțin. Da. No puedo estar en todo. Vamos a ir. ¿Qué es este vino? Este es Single Viña. Son viñedos muy pequeños, ubicados a diferentes alturas. ¿Cómo se llama? Single Viña. Single Vineyard. Ah, ok, ok, ok. Vineyard, okay. Okay. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces este sería un Sauvignon Blanc del 2021 y tiene un proceso de vinificación totalmente diferente. Ok. Es un vino que dejamos que la uva pase mucho más tiempo en la vid. Así que se concentra, se deshidrata la uva y todos esos sabores y azúcares se concentran. Ok. ¿Tú lo pediste? Sí. Ella me lo trajo porque es un amor. Okay. Van a ver que es bastante intenso, sí, tiene mucho sabor y van a tener todos los tipos de miel. Así que espero les guste. Muchas gracias. Bueno, me encanta el color. Me fascina. Ya, a ver. ¿Qué te gusta? Sí. Ay, sí, este sí. ¿Ese es tu vino favorito? Sí, de todos. ¿En serio, sí? Ya, a ver, a ver. Oh, sí. Es que ni parece vino, parece así como un vino mezclado con... Pero es muy cool. Me encanta. Mamă, știți cât de bun e ăsta? E ca un fel de vin din ăla ars, frate, și zic că vine într-o... în foarte, foarte puține, adică nu sunt multe vinuri din astea. Mamă, e superb. Alta gama, sí. No puedo hablar. Alta gama, ¿cómo? ¿Cómo? ¿High level? High level, ah, sí. High level, deci bem vino high level. Ok.
Okay. Pe treabă, fata m-a lăsat să plătesc o parte în pesos și restul dau în dolari, doar că o să mă ceară la cursul oficial. Nu-i nimic, o să pierd niște bani acolo, dar nu contează, măcar nu mă fac de râs că n-am bani. Vede că tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mil tengo în efectivo. Olvide eso. Că am mai găsit, că aveam niște bani acolo și acum o să fac calculul să vă spun exact cât a costat ce am băgat noi aici. 36.151 de euro, dar împărțit la 2, pentru că am plătit la morole să fie aceeași chestie, undeva la 75 de euro pentru două persoane tot ceea ce a văzut aici. Super ieftin, frate, super ieftin. Mira que lejos estamos de tu casa. ¿Dónde es? Tierra del Fuego. 3.200 kilómetros. Uh-huh. Un montón, ¿no? Sí, sí, sí. Pues más o menos, ok. Ok. Și acum așa ne-au spus că avem inclus în biletul ăsta, avem inclus un tur, astfel încât o să mergem în bodegă, să vedem, să ne preinste și o să mai dea de băut acolo vin. Deci nu vă reați, am un taxi de aici pentru a merge acasă, pentru că altfel nu se poate. Eu am băut și Valeria cel puțin a băut și asta am bătat. Eu nu credeam că ține atât de puțin la băutură, dar da, s-a făcut și ea praf și asta e. Dacă acum noi am trecut frumos prin Vineyards, sau cum le spune, și aici vedeți frumos că scrie Salentin. Cum se zice, mă? Vineyards. Sunt bad, nu mă ajut să vorbesc engleză, să mor eu. Hai să intrăm să vedem ce-i citat nenea asta. Exacto, porque el roble le aporta taninos, enzimas, que con la levadura del vino generan más longevidad, más vida útil de la levadura. Ne vorbește acum despre vinuri tinere, și că vinuri tinere sunt astea care sunt mai tinere de 2 ani de zile și care trebuie să fie consumate la maxim 2 ani de zile din momentul în care au fost produse, că dacă nu, nu se strică, dar cumva își pierd potențialul, adică cumva potențialul lor crește, ajunge până aici, iar punctul de sus, picul, este la 2 ani de zile și pământ scade, și de-aia e bine să le consumi în primii 2 ani. Cred că este a patra sau a cincea bodegă în care intru de când am început să călătoresc până acum și asta, sincer, mi se pare cea mai curată, frate, deci este super mare, așa. Repet, bodega Salentine, o să vă pun aici, e mâncarea super bună, oamenii super mișto. Uitați aici frumos butoaile în care ține ăștia vinul. Faza tare că noi aici suntem în vaie de Uca sau Uco, nu știu cum e exact. Și aici, peste tot pe unde mergi, pe stradă zice vino, 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 vino. Adică este foarte, foarte puternic, cultural, îmbibat vinul în oamenii ăștia. Nu într-un sens negativ. Se llama Catedral del Vino porque está inspirado en los templos y ahí se puede ver los 9 metros. Pasa a verlo. Aquí, ok, listo. Gracias. Aveți o auzut că filmezi și mi-ai zis, bă, vezi că aici e catedrala la vinul, se numește, pentru că gaura asta pe care o vedeți aici, tot că ăsta, are 9 metri. Ce e marfa aici la caramele astea e că tu mergi pur și simplu și vezi că oamenii își fac treaba, muncesc, își fac lucrurile lor. Uitați, sunt băieți ăștia care se uită la mine. Uitați aici, frumos, strugurii. Asta e mișto, că tu mergi și faci turul în timp, nu e un muzeu, adică nu e un loc special amenajat pentru tine ca turist. Tu pur și simplu ești o bucățică. Ești ca un vizitator cum ar veni și asta mi se pare tare, pentru că oamenii își fac treburile, vede că sunt imperfecțiuni pe aici, noi totul, nu știu, la linie, la dungă, și atunci e foarte mișto treaba asta. Mi se pare excelent. Uite, Valeria s-a băgat în seamă cu băiatul ăsta care spală pe jos, nu știu ce vede el. Ce-mi place foarte mult la fata asta, frate, este că are exact social skills-urile pe care nu le am eu. Deci ea tot timpul vorbește, se bagă în seamă, vorbește cu lumea, știe cum să trateze, cum să negocieze, cum să le spună una alta, cum să obțină chestii, treabă pe care nu știu să o fac. Deci zic că ești o completare perfectă a stilului meu, așa, că va se auti. Ce tare e chestia asta, deci tot haul este de 9 metri, pentru că ei lasă gravitația să-și facă treaba și vinul l-au calculat ei, științific s-a calculat că în momentul în care cade
on his own, just respecting the gravity, care cu 9 metri, nu știu cum se face, cum zice, mă, picătura aia și vinul iese mult mai bun. Vă dați seama, sunt niște chestii calculate matematic pe care bătrânul Backpacker Life nu e în stare să vi le explice așa cum ar trebui. Acum am mai coborât încă 9 metri? Sau nu? Nu, acum asta la 9 metri. Înainte era la 4 metri, mamă ce mișto e aici, da bă, acum cred că suntem acolo sus. A, uitați-mă, da, da. Mamă ce tare, frate. Acum am ajuns în sala principală aici. Unde i-am zis după alea să pună că vreau să-i fac poză aici. Una foto? Ok, si. Sí. 10.000 pesos. Auzi că pianul este aici pentru că e acustica foarte bună. Ce-i de pe să vedem? Bă! Bă! Da? Știu că chiar a fost un concert acum câteva zile aici. Bine, concert vreați, m-a venit unul dintre ăștia beți. Vezi, hai să cântăm ceva, știi? S-a pus el să cânte ca spartul. Bine, poate zic o prostie. It doesn't matter. Fontana, tu nombre? ¿Viste? Ay, sí, me escucho yo también. Sonido estereofónico. Valeria, es increíble. Valeria. Acústica es increíble. Please. Qué hermoso. Please, please. Ya. Wow. Mamă, știți cum se aude, frate? Deci auzi de aici, se... deci dacă faci un, dacă faci un pas în partea asta, se aude complet diferit. Es que es una gran diferencia. La diferență aici, ori aici. Asta este o bodegă super tânără, este din, 1000, din anul 2000, frate. Deci dacă vine să credeți, și-au făcut, o chestie 10mm, adică 2000, nu știu ce zic. Deci da, a făcut 20 de ani în... dacă a fost lansat în 2000, cred a făcut 20 de ani. În 2001, băiși bulangiu, adică... Deci fiți atenți. În mod normal aici că sunt 200 de angajați, doar că acum, pentru că suntem în temporada alta, până prin luna mai, sunt 600 de angajați, frate, aici. Iar aici se fac degustațiune, faza este că pentru... nu știu la cum să ne... cred că da, acum mă da. Nu mai țin minte. Cred că era inclus în preză, mi se pare că era de la altă oră, nu știu, vedem acum. Dacă ne invitești pe noi la ceva, dai bogeală. Mi pare fascinant cum sunt sticlele astea de vin aici așa prăfuite. Nu pot să le ating, ia să vedem. Ba da, frate, uite, pot să le ating. Super mișto. Vezi cuores la cosa que me gusta mimos? Esos vinos de aquí. Que tiene, no sé cómo se llama eso, el polvito. Polvo, a mí también. Polvo, eso el polvo. Que es muy... Está añejo. Sí, así como muy auténtico. Mucho tiempo. Y sí. Supongo que eso es como... Es, son botellas... Pues, más. No, no, digo que no es como... Es la verdad, eso como es vino, vino, digo. Aquí, sí, no es como por, obvio. Por sí. El ambiente. ¿No? Están como estacionadas, añejando. Exactamente, no es como por design. ¿Sí? Claro, no, es posta. ¿No se puede robar algo aquí? No creo, creo que está cerrado. Te vas tú, no, habla, no sé. Hablas con el quillo. No, me voy aquí, no me voy a venir. Capaz que me dan el que está abierto. ¿A eso que está abierto de allá? Acum ne întoarcem pe o scară de asta în formă de spirală. Ești nebun, a ajuns sus, știi cum te amețeala? Nu recomandabil să tomați mucho. Ok? ¿No es recomendable si tomaste mucho? Claro. Pues qué bueno que ninguno de los dos... Tomamos. Exactamente, sí. Ya se han bătat, praf, ești nebun, știi cum? Ești acum că la cosecea, la cosecea înseamnă să mor dacă știu cum să vă explic. Nu cultivarea, mă. Recoltarea. Cred că recoltarea, habar n-am. Undeva la 2 luni de zile e la cosecea. No, también hay máquina. Lo que es vino joven y reserva se cosecha con máquina. Da, auzi, deci se face și de mână, deci toate vinurile care sunt premium, frate, se fac de mână. Dacă vine, adică se cultivă, se mama-măsi, cum îi zice, de mână. Vinurile astea șmechere de tot, de când am băut și noi.
vă restez și faci o grămadă de poze, dați-i follow pe Instagram. Dați acolo follow pe Instagram să facă seguidores. Ia uitați ce mișto, deci asta este țeava asta făcută și dau apă ăștia, frate, uitați aici, picătura asta, dau apă, sau eso es como exactamente en cuanto se necesitan por... Exacto, hay un software que mide la humedad relativa del suelo y la humedad ambiente. Aha. Y en esa ecuación, ¿qué cantidad de agua se le va a dar en cada oportunidad a la planta? Wow. Foarte șmechi, foarte șmechi de experiența asta cu bodegile, frate. Noi ce ne-a plăcut o să chemăm un taxi ca să plecăm de aici, pentru că altfel nu se poate. Probabil să ne întoarcem mâine să luăm mașina, dar acum venim să întrebăm cât costă sticla pe care a fost o vale, să vedem cât e. Ideea este că eu mai am doar dolari și vedem că nu vreau să o las pe ea să plătească nimic, că eu am invitat-o și așa văd eu lucrurile, așa mă educa mama. Este lado de galería Muchas de gracias. Arte, este... no, se ve mucho que les gusta su trabajo y me encanta eso. Sí. Bueno, gracias, amigo. Okay. ¿Cómo es tu nombre? Beto. Beto. Un placer, un gusto, gracias por la visita. Sí, muchas gracias. Estén muy bien, mucha suerte. Gracias, gracias por venir. Gracias. Sí, por acá, por la calle. Ah, por allá. Sí. Până înainte să plecăm, am zis că vrem să luăm un ciorchine de-asta de struguri, dar să vedem unde îl găsim, că erau niște fete care au luat. Acolo. Acolo, sí. Erau niște fete mai devreme care au luat și s-au plimbat cu ele pe acolo și am zis, bă, hai să nu ieși noi unul, nu știu unde-l găsim. Bă, voi vedeți că eu merg ca un cățeluș, frate, pe lângă ea, de știu cum sunt, orice face ea, fac și o să mor eu. Bă, ți-ai zis minte clipul de anul trecut din Irlanda, când am zis eu că aici este în pizdificarea lui Backpack Your Life? Nici nu știam că ce pizdificare a fost atunci. Un nimic atotul cu ce e acum, deci știți cum sunt acum? Mamă. Deci e... No comment. Să luă asta-i cum am. Sí. Ah, ok. Vale, verdicto. ¿Cuál te gustó más? ¿Aquí o ayer? Aquí. En fin, ahorita aquí, ¿sí? Sí, porque allá la comida estuvo mal. No, no digo restaurante, de donde fuimos allá, Rucamalé, en la otra. No, el lugar Rucamalé. Pero la cosa es que no hicimos muchas cosas allí, como no comemos. No, llegamos tarde, tuvimos que pedir por favor para entrar. Una paja eso. Ah, ok. Una paja eso. Voy a decir igual. Am venit acum, ne-a lăsat mașina și am venit să vedem, cum îi zice, apusul de soare. Am luat un taxi și am vorbit cu tipul de la care am încreiat mașina și am spus să-ți duc cu el de acolo și o să-i mai dau eu un plus, îi dau pe cont încă vreo, nu știu, $10, ce de asta nu e mare treabă. Cam bău, frate, și eu și ea și n-aveam ce să mergem cu mașina. Deci, dragi prieteni, cam asta e. Noi mâine plecăm către Chile. Stăm în Chile 4 nopți. După care Madrid and so on. Avem o grămadă de chestii făcute prin Europa. Poate că vedeți că sunt foarte fericit. Extrem de fericit. Vale undeva acolo în spate, facem niște poze. Vreau să urmăriți pe Instagram. Și ne vedem în vlogul următor. Love you very much. Pa!